Când lucrurile par a intra pe făgașul normal, un eveniment nefericit o împinge din nou pe Iulia în patima alcoolului. Mamă! Mamă, mamă, ce s-a întâmplat cu tine seara? Ai băut iar, nu? N-am băut absolut nimic. Vreau să știu unde ai băut azi noapte și cu cine. Mamă, mamă, iar! Îmi vine să cred că o luăm de la capăt. Te-ai apucat iar de băut. Nu pasă ce se întâmplă cu fetele noastre, e clar? Trebuia să-ți pese de soarta lor înainte să ne lași baltă! Adevărul nu este un lucru tocmai ușor de spus. Mamă, ai nevoie de tratament? Ce asta o să facem? Nu vreau să mai văd niciodată! Una dată ce s-a întâmplat, Iulia, spune! Totul e sub control! Nora și Lori Banu sunt surori și locuiesc împreună cu mama lor de când părinții au divorțat acum 3 ani. Nora lucrează la un restaurant, iar Lori este studentă. Într-o seară, când cele două surori se întorc târziu de la o petrecere, au parte de o surpriză neplăcută. După divorț, mama a avut o cădere nervoasă și nu a reușit să-și mai revină. A început să nu mai vorbească, nu mai voia să mănânce, nu voia să mai facă absolut nimic și într-un final a început să bea. Mamă! 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 Ești bine? Mamă! Mamă! A trebuit să renunț la facultate și să muncesc ca să pot să am grijă de casă și ideea ca să nu mai bea. Iulia Cristescu a divorțat în urmă cu 3 ani, când și-a dat seama că soțul ei, Matei, o înșală. Nu și-a putut reveni după divorț și și-a găsit refugiul în alcool. Însă, cu ajutorul fetelor ei, Iulia a reușit să se pună pe picioare și nu a mai băut de peste jumătate de an. Acum, Nora și Lori sunt foarte îngrijorate că mama lor a început să bea din nou. Ți-a zis mama ceva? S-a întâmplat ceva cu ea? Nu știu, nu mi-a zis nimic. Sigur s-a întâmplat ceva, n-a mai băut de... Nu pot să-mi dau seama. Adică, mi s-a părut destul de ok până acum. Ne-a fost foarte greu să acceptăm că mama e alcoolică. La început, un pahar, două pe seară, apoi două, trei sticle pe seară. Bună dimineața! Ce fac, fetele? Bine încoace, cum a fost de seară? La petrecere? Bine. Mamă, ce s-a întâmplat cu tine seara? Ce s-a întâmplat cu mine seara? Ce s-a întâmplat? Nu știu, ce s-a întâmplat cu mine? Te-am găsit dormind. Mi-a fost rău, m-am simțit bine. Dar ce miroase așa urât? Tava pe care ai lăsat-o să ardă azi noapte. Poftim? Da, azi noapte ardea. Ce s-a întâmplat cu tine? Ai băut, nu-i așa? N-am băut. Ah. Ai băut iar, nu? Am întârziat. Mamă, vreau să vorbim. Dar am întârziat la servici. Mamă! Vreau să vorbim azi. Uite ce, vorbim când mă întorc, bine? După vreau azi, să vorbim azi. Da, 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 da. Hai, pa. Mamă! Le sunt foarte recunoscătoare fetelor mele. Au fost alături de mine după divorț. M-au ajutat foarte mult. Le iubesc enorm. Ieri însă am avut o zi proastă, foarte proastă. Nu știu ce s-a întâmplat. N-aș vrea să mă vadă în halul ăsta. A fost o greșeală. Nora și Thomas sunt împreună de un an și lucrează împreună la un restaurant. Au o relație mai tumultoasă, cu despărțiri și împăcări. Și cum a fost aseară la petrecere? Super! Da? Te-ai îmbrăcat sexy?
cum s-a dat nimeni la tine, nu? Iar începi? Da, pentru că știu cum dansezi. Dar parcă nu mai suntem împreună. Nu, nu mai suntem împreună, dar nici nu-mi convine să te combin cu cineva. Toma, am fost cu Lori, m-am întors cu Lori, n-am făcut decât să petrecem și atât. Nora, iartă-mă. Nu trebuie să iei totul în serios. Ești gelos. Hai să nu ne certăm. Uite, hai mai bine să bem un pahar după ce terminăm. Sau o prăjitură cu ciocolată. Poate. Când mi-a zis de vin, mi-am amintit de mama și nu vreau să vorbesc cu el despre asta. Oricum a fost drăguț că m-a invitat și cred că o să merg dacă rămâne Lori acasă. Lori i-a promis surorii sale că va vorbi cu mama lor despre seara trecută. Bună, draga mea, ce faci? Mi-ai promis că o să vorbim în seara asta. Auzi, e ceva de mâncare că eu mor de foame. Da, e niște tocăniță în frigider. Dar să știi că orice pretext ai avea, tot o să vorbim în seara asta. Mama, ce se întâmplă cu tine seara? Nu contează nimic. Contează când găsim bucătăria în flăcări și pe tine cu două sticle goale în brațe. Te-ai speriat. Tu ce crezi? Cum să nu mă sperii? Ce s-ar fi întâmplat dacă nu veneam? Dacă l-au făcut toată casa? Iubita mea, crede-mă. Pur și simplu am uitat că am lăsat mâncare în cuptor. Mama, de ce ai băut? Nu o să se mai întâmple. Niciodată. Promit. A fost un moment... Tu știi foarte bine că eu mă lupt în fiecare dimineață să mă ridic din pat. De 7 luni n-am băut absolut nimic. Aseară a fost așa un moment de slăbiciune. A fost o greșeală. Îți promit, te rog, îți promit. Nu o să se mai întâmple niciodată. Niciodată. Mama a avut mari probleme cu alcoolul. Îmi dau seama că nu este ușor să treacă peste asta, dar... Eu vreau să cred că o să renunțe definitiv la băutură. Eu am încredere în ea. Nora și Toma s-au împăcat. Toma ar vrea să stea cât mai mult cu iubita lui, dar Nora este foarte îngrijorată pentru mama ei și vrea să meargă acasă. Sigur nu poți să dormi la mine seara asta? Sigur, chiar n-am cum. Deci dacă insist? Deci eu te supăra pe mine, dar chiar nu pot, că e problema acasă. Bine. Nu te super, da? Nu, Ana, că n-am cum să mă supăr pe o fată așa frumoasă. Ce ne-am făcut? Toma mă convinge întotdeauna. E drept că uneori este cam încăpățânat și trebuie să facem numai cum vrea el, dar îl iubesc. Nora ajunge acasă târziu și este surprinsă să o găsească pe Lori singură. Nu dormi? Nu, învăț pentru mâine. Cum a fost cu Toma? Bine, ne-am împăcat. No, super. Unde e mama? Păi, după ce am mâncat, a plecat. A zis că vine târziu. Ai lăsat-o să plece după ziua de ieri? Păi doar nu credeai că o să o opresc eu. Ce voiai, să interzic să iasă din casă? Ți-a zis unde se duce? Nu. Bine, ce-i drept, nici eu n-am întrebat-o. Bine, dar ți-a explicat ceva? A zis de ce a băut? Păi am întrebat-o, am încercat, dar... Mi-a zis că nu vrea să-mi zică nimic și... Nu știu, se vedea că îi pare rău. Pare rău. A zis că nu mai face. Da. Deci n-a zis nimic. Nu. A zis că fiecare zi e o luptă grea pentru ea și... Mă rog, m-a rugat să nu mai întreb nimic. A zis că știe că a făcut o greșeală și... Da, n-am mai insistat. În ciuda îngrijorării, Nora adoarme repede, dar brusc este trezită de un zgomot. Inițial crede că e un hoț, dar când vede vaza spartă, imediat își dă seama că e vorba de mama ei. Știu exact ce s-a întâmplat cu vaza.
Poate ar fi trebuit să mă duc la ea în cameră, dar n-am vrut să o mai văd încă o dată beată, cum am văzut-o de atâtea ori. Nora o roagă pe Iulia să o ducă cu mașina până la stația de metrou. Nu are treabă în oraș, dar vrea să fie un pic singură cu mama ei, ca să poată discuta. Spune! Ce să spun? Ce vrei să știi? Mamă, mamă, spune-mi ce se întâmplă cu tine. Ce să se întâmple, draga mea? Deci merg la servici, fac curat, fac mâncare. Să nu spui că vrei să știi ce am mâncat de dimineață. Nu, vreau să știu unde ai băut azi noapte și cu cine. N-am băut. Am ieșit un pic, dar n-am băut. Și vaza? Ai ține-n geantă. Care vaza? Vaza pe care ai spart-o azi noapte, pe care am strâns eu, am avut fantome în casă? Ai, draga, ai un stil fantome. O să am stilul ăsta până îmi spui ce se întâmplă cu tine. Am ieșit cu fetele, nu te mai uita așa la mine. Nu am băut nimic. Apă plată, îți mamă, jur. Mamă, n-au cum să fie coincidențe toate lucrurile astea. Și tava și vaza, vreau să-mi spui ce se întâmplă cu tine, pentru că vreau să te ajut. N-am nevoie de ajutorul tău. Dacă o să am nevoie de ajutorul tău, o să ți-l cer. Hai, da? Mai bine îmi spui ce se întâmplă cu tine. Ce faci cu Toma? Nimic, ca de obicei. Tot despărțit? Oarecum. Mie nu-mi place Toma. A fost antipatic din prima clipă. E gelos, nu te poți baza pe el. Ba se poartă ca un prinț, ba ca un bădăran. Exact așa era și soțul meu. Iar eu vreau pentru fata mea o soartă mai bună. Nemulțumită de atitudinea mamei, Nora se hotărăște să caute dovezi în dormitorul acesteia. Fata este convinsă că mama ei s-a apucat din nou de băut. Ce faci? Ce fac? Caut dovezi. Asta fac. Ai luat-o razna. Am vorbit cu ea și mi-a zis că nu s-a întâmplat decât o dată. Eu nu prea aș zice. Nu poți să faci chestia asta. Cum ar fi dacă ea ți-ar umbla ție în cameră? Ea n-ar găsi în camera mea așa ceva. Eram sigură. Focul, vaza... Acum sticlele. E clar că mama bea. Nu vine să cred că o luăm de la capăt. Și nu înțeleg de ce. Mă, la ce să te scot din starea asta? Nu înțeleg ce ai. Mama a început iar să bea. Bune? Da. Era să luăm foc din cauza ei. Și m-am crezut că ești supărată pe mine. Și nu înțelegeți, parcă ca și cum s-a întâmplat nimic. I-am găsit o grămadă de sticle în dulap. Ați umblat prin lucruri? Păi, dar ce să facem dacă ea nu recunoaște? Zice că a băut odată și gata. Păi trebuie neapărat să vadă sticlele alea, să vadă că știți, pentru că altfel o să bea în continuare. Da, de asta mi-e frică. Eu nu mai vreau să trec încă o dată prin asta. Am crezut că s-a terminat. Nu, dar maică ta e bolnavă. Asta nu e o chestie care să treacă în câteva luni. Mi s-a întâmplat prima oară cu mama, el a fost alături de mine și știe cât de greu. Îl înțeleg dacă nu vrea să mai facă asta încă o dată, dar nu trebuie să reacționez așa. Următoarea zi, Nora și Dori se hotărăsc să meargă la mătușa lor, Georgiana, ca să o întrebe dacă știe ceva despre cele întâmplate cu sora ei. Mă, fetelor, eu zic că voi exagerați pe cuvânt. Ce Dumnezeu, din nou? Ba nu, din păcate, ăsta e adevărul. Și voi ați vorbit cu ea? Da. Și? Păi, neagă totul, bineînțeles. Mi-a spune că e o greșeală, că mi s-a întâmplat câteodată. Da, și Nora a găsit o groază de sticle goale în camera ei. E clar că sticlele alea au fost băute pe parcursul mai multor zile. Eu m-am întâlnit cu Iulia. Am stat de vorbă cu ea și... nu mi-a zis absolut nimic și nici eu nu mi-am dat seama ce e drept. S-a întâmplat ceva singur. Dar nu înțeleg. Părea că și-a revenit și acum... Da. Cred că știu despre ce este vorba. Despre ce? M-am întâlnit cu Matei săptămâna trecută. Mi-a zis că se căsătorește. Tata? Da, taică-tu. Cu cine? Nu știu. Mă gândesc că a aflat și Iulia și asta a determinat-o să facă din nou chestia asta. Dacă Iulia ascunde sticlele, situația este gravă. Nu, Iulia nu și-a revenit pe divorț. Mi-e teamă să nu se prăbușească.
O să vorbesc chiar astăzi cu ea. Iulia lucrează în contabilitate la o companie multinațională. Este o angajată de încredere, dar în ultimele zile a întârziat de fiecare dată, ceea ce ar putea să-i creeze probleme. Ce cauți aici? Te așteptam. Hai în mașină. Ce vrei? Hai că sunt în întârziere, ținem geanta. Cine ai vorbit la telefon? Am probleme la serviciu, spune. Te-ai apucat iarăși de pot. Ai vorbit cu fetele? Da, bineînțeles că am vorbit cu fetele. Au venit la mine și erau foarte îngrijorate, Iulia. Ele știu că ai avut probleme cu divorțul, dar în stilul ăsta nu merge. Nu m-am apucat de băut. Am băut o singură dată. Dacă mă minte și pe mine, situația este foarte gravă. Dacă ea crede că de fetele ei scapă ușor, de mine nu. Trebuie să o ajut. Dacă fetele au ajuns să vorbească cu sora mea, înseamnă că sunt foarte îngrijorate pentru mine. Nu vreau să le chinui, au suferit destul. În timp ce Iulia stă de vorbă cu sora ei, fetele îl iau la întrebări pe tatăl lor. Vor să știe de ce nu le-a zis nimic despre faptul că vrea să se recăsătorească. Tensori? Da. Și când aveai de gând să ne spui și nouă? Păi nu v-a spus mama? Am vorbit cu ea, trebuia să vă anunțe. E în starea în care e... Dar în ce stare e? Te așteptai să sar într-un picior de bucurie că te însori? Bă, nu, da. Când am vorbit cu ea la telefon, părea relaxată. Din contră, chiar s-a bucurat când ne-a dat. Doar știi cum e. E mândră, nu vrea să știi că o deranjează. Dar nu e deloc ok. De e dărumată. De ce? Am găsit iar sticle goalele în cameră. Iar s-a apucat de băutură. Ce cauți aici? Am venit să vorbesc cu fetele. Despre ce să vorbești cu fetele? Să le spun că mă însor cu Lilia. Trebuia să le spui tu de fapt, dar ai uitat dacă te-ai luat cu băutura. Nu e vorba despre asta, dar nu am găsit momentul potrivit ca să le fac un asemenea anunț important. Mama, am găsit iar sticle goale la tine în cameră. Iulia, uite ce se întâmplă. Mie îmi pasă ce se întâmplă cu tine, dar mai ales cu fetele noastre, e clar? Te rog foarte mult să nu le implici pe fete, da? Trebuia să-ți pese de soarta lor înainte să pleci și să ne lași baltă. Nu înțeleg de ce a reacționat așa de violent. Când ne-a dat vestea despre nuntă, a primit-o bine. Chiar s-a bucurat, așa părea. Îngrijorate de întreaga situație, fetele vor să-i ceară mamei o explicație. Mama, ești bine? Ne primești? Da, îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat mai devreme. Am reacționat complet aiurea. Sincer, îmi pare foarte rău. Nu, nu este ok. E clar. Am avut o săptămână îngrozitoare, înțelegeți? Nu vreau să vă stresați voi. Iulia, nu asta este motivul. Te-ai apucat iar de băut. Asta este situația. Dar dacă tu nu recunoști, nu te putem ajuta. Gândește-te la fete, Iulia. Nu vă faceți griji, totul e sub control. Mama, de ce nu vrei să ne zici? E greu să recunoști, dar trebuie să ne spui, mamă. Dacă faci tu primul pas, o să fie ok, o să te putem ajuta și noi. Asta este totul. E simplu, Iulia, hai. Fetele au dreptate. Am o problemă. Dar mi-e foarte greu să recunosc că am dat din nou greș. Nu vine să cred că o luăm de la capăt. Mamă! Ai nevoie de tratament? Ce asta o să facem? Hai să ne lovodim. Băiatul ăsta nu este potrivit pentru tine. Nora, dacă e ceva grav? Spune odată ce s-a întâmplat, Iulia, spune! Nu vreau să mai văd niciodată! A fost o aventură de o noapte, n-am vrut să știți voi toate lucrurile astea. Dacă e pe moarte și nu vrea să ne spună, ăsta e un motiv foarte bun ca să se reapuce de băut. Ea, o dependentă de alcool, era pe calea cea bună, dar un eveniment necunoscut o împinge din nou în patima băuturii. Mie îmi pasă ce se întâmplă cu fetele noastre, e clar? Trebuia să-ți pese de soarta lor înainte să ne lași baltă! Fiicele ei sunt disperate și nu știu cum să o ajute. Vreau să știu unde ai băut azi noapte și cu cine. După ultima discuție, Iulia s-a hotărât să meargă la psiholog și să se lupte cu dependența, iar în familie pare să se fi reinstalat liniștea. Dar între Nora și Toma, problemele se înmulțesc pe zi ce trece.
nu înțeleg ce vrei de la mine, de fapt. Încetează cu mine. Cu cine vorbești? Costine, te sună mai încolo, că am treabă acum să la muncă, da? Un prieten. Un prieten? Da, e un prieten care i-am împrumutat niște bani și mi-a dat înapoi și acum vrea alții. Bine, poate că voi crede, n-a fost un cuvânt potrivit. Deci ne vedem diseară, nu? Ce e diseară? Toma, n-ai uitat. Nu știu, am vreun program diseară? Am vorbit despre asta, da, ai promis, mâncăm cu ai mei. Am promis când eram beat sau când nu. Dar de ce faci nevoie așa, de fiecare dată că... când te rog și eu? Nora, nu-mi plac chestiile astea, să rămână flori, masă... Da, da, dar eu am nevoie să fii lângă mine. Tatăl o aduce pe iubita lui și vreau să fii lângă mine când o să leșin să mă ții. Da, 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 da. E Lori acolo, e Lori. Păi da, dar Lori o să leșine și ea și va trebui să ne ții pe amândouă. Da, 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 bine. Hai. E ok, Nora, dă-te jos. Nu înțeleg de ce nu vrea să mai vină la noi. Înainte n-avea nicio problemă cu asta. Acum trebuie să-l aduc cu forța. De fapt, cred că are legătură cu mama. Cu toate că Iulia face mari progrese în lupta cu alcoolul, Nora este îngrijorată că cina cu noua iubită a tatălui i-ar putea provoca mamei un stres foarte mare. Ah, ce drăguță e! Ce-mi place de tine! Mulțumesc! Unde-i Lori? Lori e cu colegiul ei, are deschis o lucrare. Vine repede. Mamă, eu m-am gândit. Te-ai gândit? Tu ești sigură că vrei să facem masa asta? Da, de ce? Ești sigură, sigură, sigură? Da. Sigură, sigură, sigură? Evita, adică nu e obligatoriu. Poate nu-ți face plăcere, putem să amânăm. Eu și tatăl tău am divorțat de 3 ani. Este un capitol încheiat în viața mea. Deci vrei să o cunoști pe Lily? Bineînțeles! Abia aștept să o cunosc pe Lily. Doar a fost ideea mea, eu i-am invitat, nu? Trebuie să fiu în regulă. Mm? Și tu știi că e doar o chestiune de timp până taică tu să-și refacă viața. Nu-i place să stea singur. Mama se simte mult mai bine. Și nu cred că o deranjează masa asta, că altfel ne-ar spune. Ea a trecut mai bine decât noi peste divorț. Să vedem acum cum o să fie întâlnirea cu Lily. A venit momentul cinei în familie, iar Iulia este pregătită să o cunoască pe logodnica fostului ei soț. Toată lumea pare să fie încordată la început. Ce bine miroase! Da, e prima oară când vii la noi și ne-am străduit. Dar nu te aștepta la prea mult, suntem bucătari amatori. Da, am gătit niște paste, o rețetă de familie, sper să vă placă. Dacă sunt fără carne, sunt grozave. Sunt fără carne, da. Cum poți să mănânci fără carne? Nu mănânci deloc? Nici pește nu mănânci? M-am obișnuit. Ba da, pește mănânc. Mai mănânc fructe de mare. Eu zic să mâncăm. Se răcește, da? Vă rog. Cred că o să fie bine. Am văzut că fetele se înțeleg cu Lily. Ce-or fi crezântele? Că aduc vreo pițipoancă pe post de mamă vitregă? Mai așteptăm pe cineva? Toma. Sara. Bună! Bună seara! Ce spuse că am întuziat? El mai lipsea. Ce caută aici? Nora nu mi-a spus absolut nimic. Nu știam că mai sunt împreună. Dar de ce a venit? La urma urmei era o cină în familie. N-am știut că vine lui Etacâm. Stai aici. Nici nu cred că e suficientă mâncare. Nu vă faceți probleme că am mâncat deja, deci... Avem mâncare. Toma, știi ceva? Ia așează-te tu în locul meu, că eu am terminat deja. Stați puțin. Ce ai? Cum adică îl invii și mie nu-mi spui absolut nimic? Mamă, ți-am spus. Eu nu mi-aduc aminte. Mamă, ți-am spus de 2 săptămâni. De 2 săptămâni? V-ați despărțit de 3 ori de atunci. Și ce treabă are? Ți-am spus odată că vine, înseamnă că vine. Și oricum nu are nicio legătură. El tata abia îl cunoaște. Trebuia și tu să-l faci cu o știință. Se descurcă ei, că sunt băieți mari. Știi ceva? Din punctul meu de vedere, Toma ăsta al tău este un mârlan. Nu, nu este un mârlan. Ba, da, nu este un mârlan. E cel mai de treabă pe aia pe care îl cunosc. Asta crezi tu? Da, asta treaba ta. De ce-l faci mârlan? Pentru că așa este. Știi ceva? Hai să nu mai continuăm discuția asta. Voi să-i duci de mâncare? Copil. Mamă. Dă-i de mâncare mârlanului. Și te rog să mă scuzi față de toată lumea. Eu nu mai vin. Mă duc la mine în cameră. Mi-e rău. Hai. Nu înțeleg ce a apucat-o iar pe mama. De ce trebuie să facă scandal? Până să vină Toma era tot ok. Eram încordate pentru că era Lily acolo, dar până la urmă e simpatică, nu eu. Noapte bună.
cheie mai repede decât era de așteptat. Lasă-mă pe mine. Mama, dormi? Mamă, mamă, iar! Mamă, de ce-ți faci asta? Nu te rog, mamă, te distrugi! Ne distrugi și pe noi, mamă! Nu vezi de 3 ani, nu fac decât să am grijă de tine! Nu te-am pus eu nu vreau să mai fac de asta. Mine, trebuie să spun odată cineva adevărul. Tu ești bolnavă, ai nevoie de tratament. Eu în toți anii ăștia am avut grijă de tine și am încercat să te scap de problema. Dar nu te-am pus eu să ai grijă de mine, te rog foarte mult. Gata! Hai, lasă-mă, că nici eu nu sunt de acord cu tot ce faci. Nu, nu ești de acord. Tu ce nu ești de acord? Nu sunt de acord pentru că, uite, îți distrugi viața umblând cu golanul ăla. Mamă, iar încet cu golanul ăla. Ce treabă are el cu ce vorbim noi? Hai, gata, lasă-mă, te rog foarte mult. Nu mai vreau să aud nimic. Lasă-mă în pace, lasă-mă. Nu vreau să-mi petrec toată viața întrebându-mă dacă mama mea bea sau nu, mamă. Lasă-mă, te rog. Ai nevoie de tratament și asta o să facem. Nu mai pot. O iubesc și vreau binele. Toma are dreptate, am și eu viața mea. Trebuia să-i spun, poate se trezește la realitate. După cearta cu Nora, Iulia decide Iulia. Să se mute la sora ei. Hai, ridică-te! Măi, nu vreau, te rog. Ai să întârzi la serviciu. Sunt în concediu. Vreau să vegetez. Nu, nu o să stai să vegetezi toată ziua. Nu, nu înțelegi că nu mă simt bine. Iulia. Ai, lasă-mă, te rog. Iulia, hai să discutăm. Uite care e treaba. Matei se căsătorește, voi sunteți despărțiți. El are viața lui, tu nu mai poți schimba nimic. Nu mă interesează Matei. Dar despre ce e vorba? E altceva. Ce? Am făcut niște greșeli. Și acum... Nu pot să trec peste asta. Înțelegi? Eu sunt o mamă îngrozitoare. Ești o mamă îngrozitoare. Da. Nu, Iulia, exagerezi. Iulia, te rog. Ba da. Te rog, eu lasă-mă. O să fiu sigură. Nu știu de ce are rămușcările astea. Tot timpul spune că este o mamă rea. Da, e adevărat, ea are probleme cu alcoolul, dar nu este o mamă rea. Starea Iuliei se înrăutățește pe zi ce trece. Astfel, mătușa decide că va vorbi cu fiicele ei. Nu i-am zis eu să plece. Am purtat o discuție, atâta tot. Nu ne-a chinuit. O iubim și ea știa. Dar ea nu vrea să mai stați așa tot timpul cu ochii pe ea. Mă vrea să știi că a durut-o când mi-ai spus că n-ai viața ta. Eu vreau să trezească la realitate. Și tata e îngrijorat. Nu sunt într-una. Nu, Matei este problema ei. Mama nu s-ar fi apucat de băut dacă n-ar fi vorba de ceva serios. A rezistat foarte mult timp fără băutură. Dar dacă nu-i vorba de tata, atunci... Fetele nu pot trece peste faptul că mama lor are un secret care o distruge și despre care nu vrea să vorbească. Au decis că vor căuta în camera ei. Poate vor găsi vreun indiciu. Nora, uite-te aici! Ce? Agenda mamei și rețete. A fost foarte des. La ginecolog? Nora, dacă e ceva grav? Dacă e pe moarte și nu vrea să ne spună, asta e un motiv foarte bun ca să se reapuce de băut. De ce trebuie tot timpul să vezi partea rea? Calmează-te. Stai puțin. O să iau oricum, o să-mi spună, mergem la doctor și vorbim cu el. Nici nu vreau să mă gândesc că e bolnavă, dar mie frică. A fost de multe ori la ginecolog și dacă e ceva grav, înseamnă că de asta bea. Nora și Lori se duc la ginecologul mamei lor. La rândul ei, mătușa fetelor are niște vești neașteptate. Ce-ați făcut? N-am făcut nimic. Ce a zis medicul? Nu vreau să ne spună nimic, e confidențial. I-am zis că vrem doar să știm dacă e în regulă, dar nici măcar așa nu ne-a zis. Adică, nici măcar rudelor de gradul întâi? Nimic. Tu ai aflat ceva? Nu am aflat nimic, doar că a fost concediat acum o săptămână. Cum așa? Da, am găsit decizia printre hârtiile ei acasă.
Și sănătatea, și locul de muncă, și băutura e prea mult. Trebuie să ne spună odată despre ce e vorba. În agenda mamei, fetele au găsit niște rețete. Acum vor să afle pentru ce sunt pastilele. Ce a zis farmacista, e grav? Hai, Nora, zi! Pastilele astea se dau după operații, sunt pentru oprirea hemoragiei. Eram sigură că e ceva grav. Nu, Lori, nu este nimic grav. Dacă era bolnavă, ar fi trebuit să facă tratamentul și acum. Păi și atunci? Și atunci, nu știu, mergem acasă și o convingem să spună adevărul. Asta este. N-avem ce să facem. Haideți! Femeile decid să o întrebe direct pe Iulia. Aceasta încearcă să nege, dar când Nora îi arată agenda, nu mai are de ales și trebuie să mărturisească tot. Nu fi supărată pe noi, că noi nu vrem să te judecăm. Vrem doar să fii sinceră cu noi, atât. Mama, ne-ai speriat. Ce ai? Nu am nimic. Iulia, te-ai apucat de băut, te-au dat afară de la servici și continui să spui, nu am nimic. Spune odată ce s-a întâmplat, Iulia, spune! Am avut niște probleme ginecologice și din cauza asta am luat pastile. Păi și de ce nu ne-ai spus? Gata. Gata, vă spun. Am fost gravidă. Poftim? Ce? Ai fost gravidă? Cu cine? M-am făcut un avort. Și de ce nu mi-ai spus, Iulia? Puteam să fiu lângă tine momentele astea. De ce nu mi-ai spus? Nu înțelegeți. A fost o aventură de o noapte. N-am vrut să știți voi toate lucrurile astea. Mamă. Cred că ar fi fost bine să le spun de la bun început. Ui, aventură cu cine? Cum vrea să avem încredere în ea dacă ea spune numai minciuni? George, cer să știi că fac în clipa asta! Ce mai ai de făcut? S-a logodit cu Toma. Băiatul ăsta nu este potrivit pentru tine! Nu vreau să te mai văd! Nu vreau să te mai văd niciodată! Te-ai apucat de băut. Te-au dat afară de la servici și continui să spui, nu am nimic. Spune odată ce s-a întâmplat, Iulia, spune! Iulia, mama a două fete, se luptă cu dependența de alcool. Un eveniment știut doar de ea o împinge din nou în patima băuturii. Sora și fiicele ei sunt hotărâte să nu lase lucrurile așa. Am fost gravidă. Poftim? Ce? Ai fost gravidă? După discuția cu mama ei, Nora simte nevoia să vorbească cu cineva. Se duce la Toma să-i ceară sfatul. Îi explică situația, dar Toma nu reacționează bine. Și-a rămas și însărcinată. E gravidă. Copilul, ce s-a întâmplat? Alcool. Și-a început să bea. E clar, ăsta e motivul pentru care a început să bea. Nu v-a spus cine-i tatăl copilului? O aventură de noapte. Și n-ați insistat să... Oricum, ce contează cine-i tatăl? Important e că ne minte și că eu m-am săturat să stau să am grijă de ea. De ce nu te muți la mine? Nu cred că e o soluție pentru problema asta. Hai să ne logodim. Vrei să ne logodim? Te iubesc, vreau să fiu cu tine și punct. Și atunci, nu vezi că maica ta e o corvoadă? Ai zis că vrei să-ți treci viața. Și eu vreau să fac parte din viața ta. Tu vorbești serios? Nu mi-ai răspuns la întrebare. Da! Da, vreau! Îl iubesc. În ultimul timp nici nu prea ne-am certat. Nu mă așteptam să mă ceară în căsătorie, dar... Acum poate chiar va veni momentul să plec de acasă. După ce secretul ei a ieșit la iveală, Iulia se decide că o va lua de la capăt, așa că începe să-și caute un nou loc de muncă. Decide că va închide acest capitol și se va lupta cu dependența. Sunt așa de mândră de tine, da. Ai depășit totul. Gata, gata, gata. Îmi caut de lucru. Depășesc acest moment, mă pun pe picioare. Bravo, bravo.
Bravo. Auzi, vezi, dacă vorbeam înainte și ne spuneai înainte ce s-a întâmplat, rezolvam totul mult mai dar repede. Dar nu am putut. Mi-a fost rușine. De cine? N-ai făcut o nenorocire. Nu s-a întâmplat nimic. Și oricum, fetele te-au iertat. Asta e. Au înțeles totul. Nu, nu, nu. Nu cred că Nora a trecut peste asta. E cam supărată pe mine. Da, pentru că ai pus-o tu într-o situație proastă în fața lui Matei și a lui Toma. Asta a fost. Dar eu n-am vrut, să știi. N-a fost intenționat. Știu. Oricum am vorbit cu ea, s-a calmat. Și mai mult de atât. Are să-ți dea o veste foarte bună. O veste? Mm-hmm. Bună? Foarte bună. O să te bucure. Hai, spune-mi. Nu, nu știu, spun, dar nu-i spui înainte să-ți spună ea, ok? Nu, nu-i spun. O, Doamne, ceva bun în viața mea. S-a logodit cu Toma. Asta e, dar nu spui. Ce a făcut? S-a logodit cu Toma, ce, Dumnezeu? Cu cine? Cu cine? Cu Toma, nu, doar. Nu, ăla s-a logodit. Cum i-a trecut prin cap? Nu-i dau voie. Iulia, stai puțin. Nu o las. Nu se poate așa puțin. Ceva. E îngrozitor ce-mi spui. Mă duc Iulia, să vorbesc cu ea. Iulia, dar sunt împreună de ani de zile. Potolește-te-l. Nu mai înțeleg nimic. Pentru ce s-o fi supărat așa? Până la urmă, Nora îl iubește pe Toma și ei s-au hotărât să se logodească. De ce trebuie să fie ei nefericiți că nu vrea ea? Iulia fuge acasă să o împiedice pe fiica ei să comită cea mai mare greșeală din viața Nora. Ei. Pentru asta însă trebuie să-i spună fiicei sale adevărul gol-goluț, chiar dacă e cel mai greu lucru pe care l-a făcut vreodată. Te rog, nu face asta. Te rog. Te rog, nu face asta. Pun bluza în bagaj. Te rog din suflet, da. Nu face asta cu Toma, nu e bine. Nu e Mama. Bine, ai face o greșeală imensă. Te rog foarte mult, nu te las. Ușor, nu fi așa entuziasmată. Nu înțelegi, băiatul ăsta nu este potrivit pentru tine. Te rog, înțelege-mă. Mama. Cea mai mare greșeală din viața ta ar fi să te muți Mama. Cu el. Am mai avut odată discuția asta, nu? Înțelegi odată. Eu și cu Toma ne iubim și vrem să trăim împreună. Dacă ție nu-ți place foarte bine, n-o să vină pe aici, nu-i nicio problemă. Te rog din suflet, măcar o dată, ascultă-mă! Nu poți să-mi pentru ultima oară, ascultă-mă și pe mine! Mama, ajunge! Te rog, înțelege, bine! Ajunge! Vrei să trăiești așa cum vrei tu, perfect, dar nu faci asta. Te rog eu, mama, nu te faci asta! Mama, te rog, pe tine nu te face fericită ce mă face pe mine fericită! Nu înțelegi, am rămas însărcinată cu Toma! Iartă-mă, copil. Mama mea însărcinată cu iubitul meu. Mi se pare ireal. Nu știu cum o să trec peste asta. Dintre toți bărbații din lume, te-ai culcat cu Toma. Am fost o proastă, o idiotă. Eram dată, n-am gândit ce fac. Cum să l-am? Și credeam că ești bolnavă. Iartă-mă, iartă-mă, bolnavă. te rog, te implor. Ce vrei tu fac? Acum fac orice cer, să știi că fac în clipa asta. Ce mai ai de făcut? Ce ai de făcut? Nu, te rog, nu vreau să mai văd niciodată. Am impresia că și-au bătut amândoi joc de mine. Și Toma e un nenorocit. Știa bine că mama bea. Nu știu cum a putut să profite de asta. Nora se duce la Toma să pună capăt relației lor. Este atât de supărată și nervoasă, încât nici nu-i mai pasă dacă aud cei din jur. Ești un jegos! Nu vreau să te mai văd! Cum ai putut să faci un copil cu maică mea? Nenorocitule! Mi-e scârbă de tine! Vrei să mă mărit cu tine, nenorocitule! Nu vreau să te mai văd niciodată! Mi-e scârbă de tine! Hai afară să discutăm, te rog, calmează-te! Se uită lumea la noi! Nu, nu se uită lumea! Nu mă interesează de lume! Ipocritule ce ești! Nu vreau să te mai văd în viața mea! Ora, suntem la serviciu! Nu suntem la serviciu! Tu ești la serviciu! Ce proastă am fost! Nu-mi vine să cred că am putut să am încredere în nenorocitul ăsta. Ci când mă gândesc că puteam să mă mări cu el, nu vreau să-l mai văd în viața mea. Târziu, Nora și Iulia sunt pregătite să meargă mai departe. M-am mai adunat un pic. Mi-am găsit un job la un pub. Acum e bine că pot să merg și la facultate. Mi-am închiriat o garsonieră, o să mă mut singură. Nu mai vreau pe nimeni în perioada asta lângă mine.
Nora încă nu poate să o ierte pe mama ei. Dar poate că distanța o va ajuta să treacă peste cele întâmplate. Bună! Bună! Ce faci cu mine? Te descurci? Da, mă descurc, e ok. Mai am haine care nu mi-e cap, dar o să le iau altă dată. Mama e bine? Da, Iulia e mai bine. În tot acest timp, Iulia a stat la sora ei, iar acum s-a decis să se întoarcă acasă. Nu a mai băut și a găsit un job, merge la psiholog, care scrie pe drumul cel bun. Îi pare rău, dar nu pot momentan să vorbesc cu ea. Iulia este bolnavă, Nora. Dacă nu ar fi băut, nu s-ar fi comportat așa. Te rog frumos, mai acordă-i o șansă. Încerc să-mi reorganizez viața. Și să înțeleg tot ce s-a întâmplat și pe apoi. Te înțeleg perfect, dar și ea vrea să-și rezolve problema asta între voi. Dar nu vreau să forțez lucrurile. E mama mea, o iubesc foarte mult, sunt sigură că o să ne împăcăm, dar nu acum. După plecarea Norei, Iulia a reluat terapia și lucrurile au revenit la normal. Fiica ei a iertat-o și va fi alături de mama ei orice s-ar întâmpla.